Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la un nou webinar organizat sub egida Admiral Market. Sunt Liviu Moldovan. O să începem ca de obicei prin a vă spune câteva aspecte ce țin de disclaimer. Acest webinar are un caracter informativ. El nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nu este oferită nicio garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte, orice opinie exprimată fiind strict părerea subiectivă a moderatorului și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nicio garanție că informațiile sunt complete, corecte sau precise, existând posibilitatea unei erori tehnice sau umane. Acestea fiind zise, intrăm direct în tematica de astăzi. Avem o sesiune, un debut al sesiunii nord-americane, ușor în teritoriu negativ. Suntem cu minus 0,11% acum pentru indicele Dow Jones, 0,3% pentru S&P 500, 0,74%, repet, tot în teritoriu negativ pentru indicele Nasdaq Composite de tehnologie. Imediat o să se refrișeze și ecranul. Au fost câteva aspecte de ordin tehnic, de aceea am și început un pic mai târziu. Bun, deci o tendință de scădere la începutul sesiunii de tranzacționare, la Wall Street mă refer. În zona tranzacționării din Europa constatăm o ușoară tendință de creștere în acest moment. 0,4% pentru DAX 30 din Germania, 0,2% pentru FTSE 100 de la Londra, Franța pe 0, plus 0,1 pentru FTSE. Aici avem graficul indicelui DAX. Observăm o particularitate, ultimele trei sesiuni extrem de ciudate, să zic așa. În ceea ce privește piața valutară internațională, avem euro cotat la 1,1593 relativ în acest moment, pe plus cu aproape 0,3%, lira sterlină pe 0 la 1,3152, asta în contextul în care sunt știri negative acolo, evident pe parte de Bitcoin. Constat că platforma încă nu se actualizează. În fine, sper să se actualizeze la un moment dat, măcar nici pentru DAX nu mai este valabilă. Da, continuă problemele tehnice, din păcate. Acum, rămăsesem la zona valutară și vedem undeva cu un plus de 3,5% pentru Bitcoin în acest moment. O să încerc să găsesc o soluție alternativă să vă pot arăta totuși ceva pe grafice. Mă gândesc la o altă platformă sau ceva de acest gen. Să vedem. Da, euro-dolar. O să începem prin a discuta de euro-dolar. O ușoară creștere, spuneam, în sesiunea de astăzi. Avem 1,1593, vă spuneam, plus 0,27%. Asta, spuneam, ușor ciudat în condițiile în care tensiunile din Italia persistă. Da? Dânșii au presiuni din ce în ce mai mari asupra Bruxellesului și ambele părți, atât Bruxellesul cât mai degrabă Roma, lansează tot soiul de sforăieturi și mârieturi la impunerile draconice, zice-se, ale Bruxellesului pe parte de deficit bugetar.
trebuie să prezinte dânsii acolo execuția bugetară. În fine, e o poveste. Am mai discutat noi despre asta. Sunt aceste tensiuni încă prezente în piețe. La nivel de dobânzi ale Italiei, pe termen lung, să spunem, 10 ani de zile, înseamnă creșteri și creșteri în continuare ale nivelului randamentelor, presiuni pe servisare și așa mai departe. În plus, e o veste bună, dacă vreți, faptul că euro crește în sesiunea de astăzi, dacă e să discutăm și prin prisma faptului că ieri am avut un rezultat al alegerilor din Germania dezamăgitor în ceea ce privește, spuneam, coaliția, marea coaliție germană, dânsi înregistrând acolo un eșec, putem spune, al alegerilor, un scor neașteptat de slab. Cine ar putea să câștige? Păi, partidele extremiste, de aceea spunea că nu este un rezultat bun. Bine, e doar într-un land, poate că nu e valabil pe întreg teritoriul, dar în orice caz nu este o veste bună. Mai departe, dacă este să discutăm despre, să trec eu pe indicii nord-americani, să vedem puțin ce se întâmplă la nivel de Dow Jones, S&P 500 și așa mai departe. Pentru că da. Indicele Dow Jones avem pe 0, pe 0 acum. Să punem ultimele 5 zile, să zic. Nu, ne trebuie deocamdată un interval atât de. Da, ok. Deci, în ultimele 5 zile, o scădere abruptă de la 26.500 de puncte la 25.000. Un picaj extrem de violent. Aici nu pare, pentru că pe întreg graficul avem doar 5 sesiuni de tranzacționare. Pe un grafic daily clasic, să spunem, cu lumânări, s-ar putea vedea violența picajului, în special la mijlocul săptămânii. Am avut sesiuni în care, spre exemplu, indicele VIX, cel care măsoară nivelul de tensiune din piețele financiare, a crescut 35%, ceva de acest gen, extrem, extrem de mult. Închiderea sesiunii de vineri a fost una interesantă, pentru că deci a fost sesiunea de vineri cu totul, dat fiind faptul că ecartul de tranzacționare a fost la undeva de 450 de puncte între maxim și minim, cu tot soiul de suișuri și coborâșuri, ca un montan rus, putem spune, și închiderea undeva, să zicem, pe 0. Ok, indicele VIX rămăsese undeva la 21 de puncte, relativ sus, da? Deci, preconizând o creștere în continuare a volatilității. Astăzi, în debutul săptămânii, sesiunii și al săptămânii, vedem oarecum, să zicem, stabilitate pe acest indice, nu însă și pe indicele Nasdaq Composite de tehnologie. Imediat revin la el. Care în acest moment scade cu 0,5%, dar a avut un debut al sesiunii ceva mai jos. Și acum încearcă să recupereze parțial. Aici s-a discutat foarte mult despre cauzele acestui picaj de pe Wall Street. Hai să vedem dacă nu cumva între timp. Nu, asta nu funcționează. S-a discutat foarte mult, spuneam, despre cauzele acestui picaj de pe Wall Street de săptămâna trecută. O mare parte din media internațională, persoane care ați putut citi deja, a pus bazele picajului pe faptul că
Donald Trump s-a referit cumva irreverențios, putem spune, asupra Federal Reserve, dat fiind faptul că dânsul a spus să domnule, cumva traduc colocvial, a declarat că cei de la Federal Reserve au luat-o pe câmpii, da? Colocvial, ceva de acest gen. Dar, în opinia mea, nu asta a fost motivația, cauza scăderii, da? Pentru că, repet, în opinia mea, cei de pe Wall Street, marile fonduri de investiții, mari investitori, cei care gestionează mulți bani și așa mai departe, nu cred că stau să se ia după Donald Trump și astfel de declarații. Deci cei care au suficientă putere financiară să împingă piețele în sus și în jos, repet, sunt suficient de inteligenți ca să nu se ia după astfel de declarații populiste ale lui Donald Trump. Ce ar fi putut contribui săptămâna a început cu o serie de avertismente venite din partea oficialilor, a unor instituții oficiale, spre exemplu Fondul Monetar Internațional, prin vocea directorului general Christine Lagarde, în ceea ce privește dinamica estimată de dânsii a economiei globale și a economiei americane automat pentru perioada următoare și aceste estimări nu erau tocmai optimiste. Iar și de aici ar fi putut să apară ceva presiune pe indici, pe piețe. Dacă e să coroborăm și cu faptul că din partea Federal Reserve a venit mesajul că, domnilor, în perioada următoare, sau începând cu perioada următoare, semne decembrie încolo, să zicem o jumătate de an de acum încolo, politica monetară a Federal Reserve nu va mai fi una stimulativă, accommodative, cum spun dânsii acolo. Ceea ce înseamnă că noi știm până acum inflația la un nivel ridicat, 2,4%, dacă le țin eu corect, an față de an, ultima citire, ultima variantă a indicelui, valoare a indicelui, cu dobânzi sub acest nivel, de foarte mult timp, deci o politică relaxată, stimulativă. E, la un moment dat, această relaxare dispare, logic, și atunci se cheamă că s-a normalizat în cea mai mare parte, să spunem, politica monetară sau procesul de normalizare ajunge la un final. E, cam aici suntem acum. În estimarea celor de la Federal Reserve, apărând această idee că politica va reveni la normal cândva în viitorul nu foarte îndepărtat. Bun, acum și ăsta să fi fost un motiv, e posibil un motiv pentru o corecție. Nu e o noutate acest lucru, iarăși mari investitori, marile fonduri de investiții știu foarte bine să-și facă propriile analize și să încerce să anticipeze ce va urma, ce vor spune, cum vor reacționa piețele, care va fi viitorul politicii monetare și așa mai departe. Nu cred că poate să ia prin surprindere. Faptul că s-a discutat iarăși despre acel nivel al dobânzilor la 10 ani, 3,23-3,24% și devine foarte mare dobândă, dar nu are de ce. La o inflație de 2,4 la 10 ani, 3,24, nu este o dobândă mare. Teama de această dobândă mare a fost, dacă vreți, putem glumi puțin, în sesiunea de joi, în urma unui picaj imens al Wall Street-ului, randamentul acestor titluri la 10 ani scăzuse undeva la 3,15%. Bun, aici se poate spune că o parte din banii ce au ieșit din acțiuni s-au reorientat către titluri de stat, astfel au crescut prețurile și a scăzut randamentul. Deci, uite cum poate să dispară ușor sau cât de nefondată poate să fie această teamă de dobânzi mari.
dobânzi în piață. Nu, alea nu, se, nu au de ce să crească. În opinia mea, așa am spus și când a fost aceeași discuție la începutul anului, nu suntem în situația în care să ne temem de un nivel mare al dobânzilor, atât în piață cât și din partea Federal Reserve. Nu cred că Federal Reserve va face, cum spun americanii, ceva de genul overshooting în ceea ce privește politica monetară. N-au niciun interes să trântească creșterea economică doar ca să țină ei temerile de inflație în frâu. Care temeri de inflație sau de inflație în creștere mare nu există decât în anumite minți prea înflăcărate, să spunem așa. Bun. În mare, cam aceasta e povestea cu indicii nord-americani. Îmi pare rău că nu pot să n-am la îndemână acum o soluție de a vă arăta și grafice, mă rog, să spunem așa cum trebuie. Promit să mă revanșez din acest punct de vedere în webinariile următoare. Să am o soluție de genul ăsta de backup, pur și simplu nu s-a întâmplat să nu funcționeze platforma. Mă rog, se mai întâmplă. Ce mai vreau să adaug? Faptul că în curând, sau practic a început deja, suntem în plin debut al sezonului de raportări financiare în Statele Unite. Am văzut deja vineri JP Morgan, Citi, un aspect care ar putea să oprească sau să tempereze acest avânt al urșilor, să spunem așa. Se estimează rezultate ale companiilor în creștere, rezultate mai bune. Practic, ca să închei capitolul scăderii, practic am avut de-a face cu o corecție. Scenariul posibil este ca această corecție fie să nu mai dureze mult, fie să înceteze și să ne reluăm tendința de creștere. Poate nu la fel de accelerată ca până acum, dar oricum să fie. Șansele sau probabilitatea de a întâmpina acum un crah bursier, să venim cu indicele Dow Jones la 20.000 de puncte sau cu S&P-ul la 2.200 sau 2.000 de puncte sau ceva de acest gen, sau să se întâmple, să se petreacă în piețe ceea ce s-a întâmplat în 2007-2008. Deci șansele acestea sunt, sau probabilitatea este, în opinia mea, extrem de redusă. Pe de altă parte, am văzut astăzi vânzările de retail din Statele Unite cu o creștere de doar 0,1% septembrie, lună față de lună, subestimările din piață care indicau 0,6%. Deci, ce vreau să spun este că nu totul este roz acolo în Statele Unite. Există și parte din indicatori care nu arată nemaipomenit de bine. Dar de văzut dinamica lor pe termen ceva mai lung și de văzut indicatorii în ansamblu. Și dinamica pe termen mai lung, precum revizuiri, da? Cum a fost cazul de atâtea ori al datelor în ceea ce privește șomajul, non-farm payrolls, revizuit cu, nu știu, parcă 40.000 sau ceva de acest gen suplimentar în luna august, spre exemplu, față de cifra inițială. Dinamica PIB-ului este constant bună, da? De vreo câteva trimestre, motiv pentru care și estimările, motiv pentru care de asta spun nu se întrevede o încetinire a activității economice. Un alt aspect interesant, am avut doar ca o paranteză, că tot s-a discutat foarte mult despre ceea ce se mai întâmplă cu războiul comercial și amenințările și așa mai departe. Balanța comercială a Chinei
aferentă lunii septembrie, a fost mai bună, în sensul că excedentul comercial a crescut. Exact pe dos față de intențiile administrației de la Washington, în care ne-a tot explicat că a introdus tarife vamale. Bine, nu sunt toate puse în practică deja, dar a venit să ne povestească chestia asta cu tarifele vamale, China fiind cel mai mare dușman din acest punct de vedere, și uite, punem noi tarife ca astfel încât China să nu mai înregistreze acel excedent comercial și pe care de consecință SUA să înregistreze deficit comercial. Nu s-a întâmplat așa. Pe parte de deficit comercial al Statelor Unite, stăm undeva la 41 de miliarde, la fel ca înainte. China și-a îmbunătățit ușor balanța comercială. Poftim rezolvare. Bun. În ceea ce privește, da, mai este de discutat, în ceea ce privește piața aurului. Aici vreau să ne uităm puțin. Cotația aurului. Vedem cum s-a comportat în această săptămână plină de turbulențe. Și am avut într-adevăr o ușoară creștere. Da? Dacă punem, hai să punem ultima lună. Deci începând, deci în sesiunea din 10, și am avut de la 1190 la 1233. Repet, nu e vorba de... am ieșit, se prea poate să fie ieșit din acel canal, mi-au cam minte, ia să măresc eu un pic, aveam un canal orizontal, da? Aici, delimitat de acest nivel și acest nivel, da? Practic acest dreptunghi pe care încerc eu să-l conturez aici, da? Se pare că am ieșit din el, merge la 1232. De ce? Iarăși teama de inflație? Păi, ori e teama că avem dobânzi prea mari și din partea Fed, ori e teama că avem inflație prea mare. Nu, ambele nu se pot, da? Deci dacă ai teama că vine o inflație mare peste tine, înseamnă că estimezi că Federal Reserve sau Banca Centrală din spațiul economic respectiv nu se va implica suficient de mult sau la timp, astfel încât să nu mai poată să stăvilească acea creștere a inflației. Deci, din acest punct de vedere, cred că aici a fost o situație similară cu cea din titlurile de stat, practic o modificare de asset allocation, să zic cumva, adică am ieșit din acțiuni și punem bani în aur și titluri de stat. O atitudine foarte, foarte prudentă a unora dintre investitori. Nu știu cât va mai dura. Cred că un scenariu cu ceva probabilitate, să spunem, ar putea fi acela că revenim la tranzacționarea normală, nu într-un interval atât de strâns pentru aur, în care să discutăm despre inflație și despre evoluția dolarului. Dolarul care, dacă va scădea, se prea poate ca această cotație a aurului să crească, dacă sunt invers corelate, și așa mai departe. Ceea ce ar fi un lucru extrem de normal, sau revenirea la normal. Cotațiile acestea care sunt, să zic eu, influențate foarte mult pe termen scurt doar de anumite situații geopolitic, să spunem, aceste mișcări dintr-un sector în celălalt și așa, sunt, nu o să zic anormale, atipice. Și de regulă piața se revine la normal. În privința calendarului macroeconomic al acestei săptămâni, v-am spus, am văzut astăzi vânzările de retail 0,1% lună față de lună, mai puțin decât estimările, 4,7% însă an față de an, ceea ce e ok. O să vedem miercuri, acesta s-ar putea să fie cel mai important indicator macroeconomic al săptămânii. O să vedem miercuri
Minutele celei mai recente ședințe a Federal Reserve, pe după masă, o să le vedem, extrem de importante aceste, ca să putem vedea în regulă. Nu ne facem dubii că în decembrie Federal Reserve nu o să ridice dobânda, dar ne interesează foarte mult cum gândesc oficiali în ceea ce privește evoluția pentru anul ce urmează. Două ridicări, să zicem, prima în iunie, ar putea să fie un astfel de scenariu. Avem câteva discursuri ale oficialilor Fed, Brainard, Bullard, Kaplan. Existing home sales, vineri, încheiem săptămâna din punct de vedere macroeconomic, vineri, un indicator, mă rog, să zicem, nu la fel de, nu de importanță maximă, vânzările de case existențe 5,34 de milioane luna trecută, adică august, o estimare de 5,3 milioane, valoarea aferentă lunii septembrie, pe care, vă spuneam, o să o aflăm vineri. Bun, acesta a fost webinarul de astăzi, ceva mai scurt din considerente tehnice. Am un anunț, joia care urmează, adică astăzi fiind luni 15, joi 18, o să începem o nouă serie de webinarii, tot sub egida Admiral Markets, în care vom trata o tematică, să zic eu, complementară. Dacă la webinariile de luni discutăm preponderent despre Forex, despre date macroeconomice, despre aur, cum a fost vorba acum, în cel de joi, tot săptămânal va fi, la aceeași oră, în webinarul de joi, o să ne axăm preponderent pe o altă categorie de active, cu precădere acțiunile. Da? Acțiunile individuale. Fie că o să discutăm despre Tesla, despre Apple, Microsoft, Daimler, BMW, Royal Dutch Shell cotat la Londra sau Renault cotat la Paris sau. O să avem în fiecare săptămână câteva aspecte de discutat, repet, preponderent pe partea de acțiuni. Apoi, în timp, o să putem dezvolta și, să zic eu, în funcție și de interesul dumneavoastră, discuții pe și eu, alte metale prețioase sau alte categorii de instrumente, cum ar fi ETF-urile sau REIT-urile sau ceva de acest gen. Deci, aspectul important, de acum, în fiecare joi, în fiecare zi de joi, un nou webinar separat față de cel de luni, axat pe o categorie de instrumente complementare. Aveți detaliile pe site-ul Admiral Markets imediat. Aveți toate detaliile acolo, precum și, să zic, zona unde vă puteți înregistra pentru acest webinar, uitați chiar aici, îl aveți acum pe ecran. Aici puteți să vă înregistrați pentru webinar și să aveți acel link care vă este necesar pentru acces. Bun, acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit și o să vă rog să treceți cu vederea de această dată micile probleme, aspecte tehnice pe care le-am întâmpinat. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit. Sunt Liviu Moldovan. Ne revedem și ne reîntâlnim nu lunea viitoare, ci joia viitoare. Să aveți cât mai mult profit!